Dragilor, bine ați venit la un nou episod al podcastului Wines of Romania. Acest podcast este inspirat de programul Deschidem Vinul Românesc, program național dezvoltat de Carrefour România. Deschidem Vinul Românesc, program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Pentru acest episod am pregătit o surpriză, cea mai mică cramă din programul Deschidem Vinul Românesc. Sergiu Savu, bine ai venit! Bine v-am găsit, este o onoare să fiu invitat în acest podcast și sper eu să spunem lucruri care să inspire și pe ceilalți să descopere vinurile. Cu siguranță, ascultându-te, văzându-te, ești deja sunteți, pentru că e vorba despre o familie, sunteți deja o inspirație. Pivnița Savu. De unde vine numele Pivnița Savu? Savu am înțeles, dar pivnița... Tot a început în pivnița casei bunicului meu. Iar lumea s-a obișnuit să vină la noi la pivniță. Și tocmai de asta am vrut să păstrăm această denumire tradițională de pivniță. Și cumva este și... are o tentă unică în România. Sunt puține pivnițe, la ora actuală, crame. Iar Savu, pe lângă numele nostru, este și un acronim care definește valorile noastre de bază ale familiei. Adică sustenabilitate, ambiție, viziune și unitate. Deci... Sergiu se ocupă de partea de producție, mai degrabă, în cadrul, hai să zic, activității pivniței Savu, dar este și foarte bun și la comunicare, și la marketing, și la a prezenta familia și sufletul celor trei generații, pentru că sunteți trei generații care astăzi reprezentați pivnița Savu, corect? Așa este. Totul a început cu bunicul meu, care după căderea regimului comunist a moștenit viile, iar apoi din dorința părinților mei, al tatălui și al unchiului, care a vrut să dezvolte în România o cramă de familie, la fel cum există în vest, iar proiectul a prins contur și m-au involuntar făcut să nu mai vreau să plec din acest domeniu. Pivnița Savu se află în aceeași regiune cu cel mai mare, care este, cum ziceam, cea mai mică cramă din program. Se află în aceeași regiune cu cel mai mare producător de vinuri din România. Este vorba despre Transilvania. Unde mai exact? Pentru cei care doresc să cunoască îndeaproape și poate chiar se întâmplă să fie deseori persoane care nu știu că aproape de casele lor se întâmplă asemenea lucruri frumoase și poate chiar să caute vinul, de ce nu, în Carrefour atunci când au ocazia. Unde sunteți mai exact? Suntem într-una dintre cele mai conectate localități din România. Suntem la 45 de minute de 3 aeroporturi internaționale, iar satul se numește Ciumbrut. Probabil multă lume a auzit de mult de el. Doar că ce încercăm noi să facem acum este să-l aducem din nou în atenția publicului și să arătăm că, de fapt, ne aflăm pe o mină de aur acolo și o să se întâmple lucruri grozave, o să iasă niște vinuri. Păi ies deja, sunt vinuri nu doar lăudate, nu doar susținute, pentru că zici, cea mai mică cramă, omul e fain, numai 22 de ani, nu ai? Câți ani ai? 22 de ani. Mulți înainte. Dar vinurile sunt și foarte bune, premiate cu aur în concursuri internaționale, așadar de toată lauda, să nu te dioache careva, zic eu așa. Să sperăm. Ai zis trei aeroporturi și am rămas surprinsă și plăcut surprinsă pentru că este o informație extraordinară. Deci este Cluj, este Sibiu și... Târgu Mureș. Târgu Mureș. Autostradă între toate. Deci suntem pe punctul de a dezvolta componenta turistică, enoturistică și cred eu că faptul că suntem foarte bine conectați va fi de succes. Ce visa este faci când erai mic? Sincer, visam la un moment dat la arhitectură, îmi plăcea să mă joc foarte mult cu Lego. Dar lucrând acum în cramă, mi-am dat seama că și aici ești un arhitect. Un arhitect al vinurilor, un arhitect care pictează dealurile cu niște rânduri frumoase, simetrice, de viță, de vie și care pictează mai târziu sau proiectează designul unui produs care exprimă foarte bine teroarul unei zone. Cât de greu ți este uneori faptul că ești foarte tânăr într-o industrie dominată de persoane mai în vârstă sau o industrie care de-abia acum renaște, să zic așa, din multe puncte de vedere? Ți este greu uneori că ești tânăr? Da, sunt multe părți grele, dar prefer să le ignor și să mă concentrez pe părțile bune.
faptul că sunt tânăr îmi oferă un avantaj foarte mare. Am foarte mult timp la dispoziție să învăț. Deci, cu siguranță, până o să ajung la bătrânețe, voi reuși să construiesc, să concep niște vinuri fabuloase. Asta e visul meu momentan. Iar, bineînțeles, furnizorii uneori nu te iau în serios, fiind așa de tânăr, nici clienții, dar tocmai de asta mi-am lăsat și o mică mustață ca să fiu mai serios, mai așa. Dar, vă zic, trebuie să vedem partea bună întotdeauna lucrurilor, partea plină a paharului. Sergiu, de fiecare dată când am ocazie să povestesc despre voi și despre vinurile voastre, mi-aduc aminte când, în timpul pandemiei, mi-ai trimis câteva sticle, nu ne cunoșteam, nu ne știam, mi-a scris pe Instagram, cred că mi-ai scris, și mi-a scris că ai dori să trimiți câteva vinuri, să le văd, să le degust, au ajuns vinurile și eu aveam timp la dispoziție suficient în perioada respectivă, le-am gustat, am zis, hai să ne auzim. Și ți-am spus ce părere am, cum le văd și din toate punctele de vedere. Și am zis, măi, vinurile astea ar putea să fie, inclusiv în deschidem vinul românesc, în Carrefour, ți-am zis. Și tu-ți mai aduci aminte ce mi-ai spus atunci? Da, dar problema este că mă întreb cine a avut mai mult curaj. Noi sau ei? Fiind atât de mici. Mi-a zis, măi, nu suntem noi de Carrefour, că noi nu avem producție, nu avem sticle, suntem prea mici, prea... Suntem de-abia la început, nu e momentul, nu e... Dar zona asta de regional parcă a fost creat pentru oameni exact așa cum sunteți voi și cred că este o sursă de inspirație extraordinară, pentru că nu contează cât ești de mic sau cât ești de mare, cât timp ai ambiții faine și... dorința de ce nu inspira pe alții și a face lucrurile bine din toate punctele de vedere, ia că și rezultatele sunt pe măsură. Este deja un an de cât sunteți în Carrefour? Da, a trecut deja mai bine de un an și pot să zic că a fost cel mai bun lucru pe care am putut să-l confirm vreodată. Da, mai e de adăugat ceva. În luna septembrie am ajuns cu CEO-ul companiei, cu buyer-ul, cu colegii, da. Și am ajuns la tine acasă, pentru că efectiv e acasă, poți să numești, rama voastră este... acasă și chiar este o experiență, cum să zic, că așa de suflet, se simte că ceea ce faceți, o faceți fiecare, adică, cum ziceai și tu înainte, cred că să începem, fiecare persoană din cadrul familiei este activă în cramă. Care e, să zic, rolul femeilor în cadrul activității voastre, ca să nu zic familiei sau... La fel ca și într-o familie, femeia joacă un rol esențial și n-ar putea fi niciodată înlocuită. Are întotdeauna o atenție deosebită asupra detaliilor, are întotdeauna grijă ca clientul să fie satisfăcut până la capăt. Și noi de multe ori ne luăm cu alte lucruri și nu mai suntem atât de atenți și așa atât de ancorați în realitate. Dar o femeie reușește să facă asta. Cine te inspiră pe tine zi de zi, Sergio? Eu iau inspirația din toate sursele posibile, dar cred că cel mai concludent ar fi familia mea, pentru că au luat decizia să facă ceva ce nu s-a mai făcut la noi în zonă, sau probabil și în România, să pornească o cramă absolut de la zero, fără niciun ban, și în scurt timp să confirme succesul acesteia. Care crezi că este o valoare indispensabilă atunci când vine vorba de succes în lumea vinului? Viziunea. Deci cred că trebuie să fii condus de o viziune puternică, să știi exact ceea ce vrei să faci. Domeniul viticulturii și a vinificației te antrenează să gândești pe termen lung, ceea ce tinerii nu fac, și asta mi-a fost foarte greu să învăț să gândesc pe termen lung, dar am reușit. Iar, bine, sunt multe valori foarte importante, dar cred că viziunea este primează. Ce crezi că are nevoie sistemul sau vinul românesc astfel încât să fie recunoscut și apreciat mai mult în România, că multe vorbi de afară și e, e ambiția noastră a tuturor, dar cred că mai este încă multe lucruri și în țară. Să lucrăm puțin la mentalitatea fiecăruia dintre noi, să înțelegem că și noi avem soiurile noastre autohtone care sunt extraordinar de frumoase. Și să înțelegem că susținem producătorul local experimentând mai multe crame. Adică nu ne oprim la un singur vin și îl bem doar pe ăla.
să încercăm alternative. Eu cred că vinul, pe lângă că e o băutură alcoolică care dezleagă limbi și leagă prietenii, el mai are un rol foarte important. Îți oferă experiență, experiență. Adică poate tu nu ajungi să vizitezi zona respectivă, dar tu poți să știi exact ce se află în zona aia doar bând vinul. Adică te rog, împachetat într-o sticlă mică. Tu ce studiezi? Că ești student în ultimul an, nu? Sunt student în al patrulea la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Deci sunt un produs al Transilvaniei până la capăt. Și mă pregătesc să termin acum anul 4, să-mi scriu licența și să trec la etapa următoare, un master în vinificație. Ziceai că vrei să susții și să fii o inspirație pentru tineri, să îndemni inclusiv să se uite spre lumea vinului, spre partea agrară, spre agricultură, pentru că, cum ziceai tu mai devreme, e posibil ca într-un timp relativ scurt să nu mai aibă cine să ne, să zic, să lucreze în continuare în agricultură. Ce crezi că ar trebui să se întâmple în sistemul universitar sau în sistemul în învățământ în România în acest sens? Cred că primul lucru pe care ar trebui să-l facă și să-l facem cu toții ar fi să ne adaptăm vremurilor în care trăim. Ne aflăm într-o lume atât de dinamică încât ne este foarte greu să ținem pasul cu ce se întâmplă. Tehnologia evoluează de la o zi la alta, iar universitățile și chiar și liceele ar trebui să se adapteze mai repede la noi noutățile. Cum ar trebui să se întâmple lucrul ăsta? Părerea mea că ar trebui să se creeze o programă mai flexibilă, iar programa respectivă ar trebui să fie făcută de specialiști în domeniu. Este foarte important să fie pus accentul pe student sau pe elev să decide singur, să începe să ia el singur deciziile și să nu fie influențat de ce face marea masă de oameni. Adică trebuie să faci asta, să ajungi acolo. Trebuie lăsat să vadă singur alternativele și să fie, să-și ia inima în dinți. Tânărul din ziua de astăzi să aibă oportunitatea de a-și face auzită vocea. Acum, mai mult ca niciodată, identitatea proprie este cea mai importantă. Pentru că, trăind într-o lume atât de dinamică, trebuie să fie ceva ce să ne oprească puțin din fuga asta. Iar cred că asta este în momentul în care descoperim un om cu o identitate care ne captează atenția. Și toți ar trebui să avem o identitate puternică. Doamne, dă să se reflecte și la vin, pentru că, iată, tot căutăm și tot ne dorim să avem o identitate agreată de un număr suficient de mare de producători și de persoane care activează în această lume atunci când vine vorba de vinul românesc. Care este identitatea vinului românesc sau cum le-ai descrie? Și apropo, cum ai descrie vinul românesc unui străin sau unei persoane care nu a gustat niciodată un vin din România? L-aș descrie ca fiind o experiență unică, în primul rând, pentru că eu, de exemplu, o să zic sincer, sunt foarte îndrăgostit de Viteasca Regală, pentru că s-a născut la noi în Transilvania, mai mult decât atât, cultivăm și o vie veche din 1980 de Viteasca Regală și oricărui străin care vine, eu recomand și îi povestesc cât de important este să vină puțin să vadă România, pentru că avem o istorie extrem de bogată și mai mult decât atât, chiar la noi în județul Alba chiar există o mină de aur. Deci suntem foarte bogați din toate. Solul nostru este foarte bogat și putem oferi multe lucruri. Știi ce mi-am uitat acum în minte, ascultându-te? Tu știai că ai fost prima persoană și implicit cramă care a crezut în proiectul de Wise of Romania? Nu știam lucrul ăsta, mă bucură să aud. Ai fost prima persoană care și-a activat profilul în cadrul platformei Wines of Romania la două zile de existență. Și pentru asta nu pot decât să zic că, într-adevăr, cum ziceai tu, viziunea este importantă. Felicitări din tot sufletul și totodată mulțumiri la fel, pentru că încrederea este reciprocă. Ne-ai învățat la universitate să faci vinul. Dar tu faci și etichetele. Tu ai și proiectul de marketing pe care îl pui în aplicare cu ajutorul familiei, a prietenilor, a studenților. Mi-aduc aminte că deseori îmi spuneai cum vă întâlniți, degustați și vedeți care ar putea să fie o nouă abordare, astfel încât să aduceți tinerii aproape de vinuri. Care e zona sau care este etapa care îți place cel mai mult, de care îți place cel mai mult să te ocupi în producția unui vin? Cel mai mult îmi place partea creativă. Creativitatea, cum se manifestă într-o cramă. Sunt cu prietenii, identific nevoile lor, pe urmă merg în vie și de acolo încep să iau decizii. Să creez vinul ăla care îi satisface în primul rând pe ei. Eu cred că e important să ne concentrăm pe nevoile tinerilor, pentru că ei sunt noua generație până la urmă, ei sunt viitorul
Și cred că partea cea mai creativă e partea în care îmbin vinul, modul în care concep vinul, cu partea de storytelling, cu partea de etichetă. Aici nu există limite. Poate fi folosit orice ne trece prin cap, dar trebuie să se potrivească. Cum vezi pivnița Savu peste 10 ani? O văd o cramă de familie care va avea succes și care probabil, îmi doresc eu, să fie un trendsetter pentru alții care vor să înceapă un business de familie în România. Tu ai numai 22 de ani, dar vorbești ca o persoană de cel puțin 30 de ani. Ai călătorit în afară? Da, am avut ocazia să și călătoresc și chiar în scopul de a învăța. Unde ai ajuns? Am fost în Italia, am fost și în Ungaria și am vizitat zone consacrate de vinuri și mi-am dat seama de ce vestul funcționează și noi nu. Și noi funcționăm și am funcționat din ce în ce mai, mai bine. Rectific, de ce n-am funcționat. Exact. Un mesaj către tineri, către persoane așa ca și tine. Dacă ai un mesaj către ei? Cred că cel mai important este să se concentreze asupra dorințelor lor și să nu fie niciodată dezamăgiți de feedback-ul pe care o să-l primească, pentru că lumea nu o să înțeleagă la început. Dar trebuie să aveți cu toții care vă uitați și sunteți tineri, ambiție, viziune și cel mai mult curaj să începeți să mergeți pe drumul vostru. Și dacă ai dat timp înapoi, ai schimbat ceva de până acum? Sau ce ai schimbat? Nimic. Exceptând acei 2 ani de pandemie în care am crezut că am stagnat, dar totuși am învățat unele lucruri. Păi am listat vinurile în Carrefour atunci. Da, așa este, doar că simțeam că pot mai mult pe plan profesional, că pot să cunosc mai multă lume. Pe cum în pandemie? Asta m-a oprit din a cunoaște multă lume, pentru că mie îmi place foarte mult partea de networking. Cred că aia m-a dezvoltat cel mai mult. Cunoscând oameni care fac vin în România, oameni specialiști extraordinari, m-a ajutat să învăț. Doamne, dă să avem cât mai multe persoane așa ca și tine. Îți mulțumesc tare mult, Sergiu. Ești fain din toate punctele de vedere. Mulțumesc. La fel și familia ta, pe care am reușit să o cunosc. Și abia aștept să mă reîntorc în casa voastră, în pivnița voastră și să ne bucurăm în continuare de vinuri faine, așa cum arătați că zona voastră, teroarul vostru și când știi ce vrei și ești harnic se poate. Așa este. Acest podcast este inspirat de programul Deschidem Vinul Românesc, program realizat de Carrefour România. Vă invit să descoperiți platforma winesofromania.com și să fiți curioși să ajungeți la cât mai multe crame pe teritoriul României, indiferent că sunt micuțe, precum cea de astăzi, sau mari. Vă pup!